Ziua mondială a diabetului va fi marcată și în acest an la Lugoj. Clubul Lions Ana Lugojana derulează miercuri 14 noiembrie o nouă acțiune medicală care constă în măsurarea gratuită a glicemiei. Lugojenii vor fi îndrumați de către medici din Timișoara în ceea ce privește conștientizarea factorilor de risc ce pot determina apariția diabetului, care sunt simptomele și cum pot depista boala în fază incipientă. Evenimentul are loc cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, fiind anul acesta la cea de-a șasea ediție. Persoanele interesate sunt așteptate în fața primăriei, începând cu ora 18. Și Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei va organiza o campanie prin care luptă împotriva diabetului, împreună cu Rotary Club Lugoj. Acțiunea se va desfășura tot miercuri, 14 noiembrie, începând cu ora 8.30, în sala fostului secretariat al spitalului. Cei interesați vor beneficia gratuit de măsurarea glicemiei, atensiunii arteriale, consiliere medicală de nutriție, dar și informații utile pentru prevenția, diagnosticarea și controlul diabetului.